Pompierii militari de la subunitățile din Vicovu de Sus și Rădăuți au intervenit la un accident produs într-o zonă forestieră de pe raza localității Vicovu de Jos. Un bărbat în vârstă de 72 de ani s-a răsturnat cu un tractor agricol și a fost rănit. Salvatorii au intervenit cu o ambulanță Smurd B2 și un echipaj cu autoșenilată. Deoarece zona din fondul forestier era greu accesibilă ambulanței, rănitul a fost transportat până la șosea cu ajutorul autoșenilatei. Victima era stabilă, hemodinamic, conștientă și cooperantă. Ulterior, echipajul Smurd B2 a predat pacientul echipajului Smurd terapie intensivă mobilă, care l-a transportat la unitatea de primiri urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.